Bună dimineața! Bine te-am regăsit! Daniela Simulescu aici. Bine ai venit la noi pentru cei care au revenit și bine ai venit la noi pentru cei care sunt pentru prima dată la emisiunile mele. Înainte de toate, vreau să te întreb dacă ai intrat pe www.astrosens.ro să vezi ce articole am mai scris noi acolo. Bineînțeles, sunt curioasă dacă ai intrat pe canalul de YouTube Astrosens. Nu de alta, dar acum câteva zile, tocmai ce am urcat două emisiuni cu Dan Ciubotaru. Unul dintre astrologii emblema ai acestei țări din perspectiva mea, spun eu acolo mai multe despre el, l-am declarat de multe ori că este mentorul meu. Cu Dan am realizat două emisiuni. Una despre puterea ascendentului și ne spune viziunea sa asupra acestui lucru și una despre cristale. Pentru că sunt într-o perioadă în care eu caut specialiști să-mi spună despre acest lucru și e foarte greu pentru că e greu să găsești pe cineva de încredere, știi, să nu ne vorbească așa de cristale, doar de dragul de a ne vorbi de cristale. Bine, am observat de când am lansat Astronsens că articolele cele mai citite, printre cele mai citite articole, sunt cele despre cristale. Și am zis, băi, trebuie să fac în așa fel să găsesc pe cineva să-mi explice cum stă treaba. Dar nu este specialist în cristale, însă ne povestește el într-una dintre emisiuni, mai exact a doua, despre cum s-a ocupat de acest lucru în anii 90, cum a făcut anumite experimente cu cristalul și povestește el că în timpul meditațiilor un cristal îl ajută să vadă lucrurile mai HD. E haios în emisiune, o să vedeți despre ce e vorba. Și te invit să te uiți la emisiunea despre ascendent și la cea despre cristale dacă n-ai știut că sunt acolo. Bine, poți să intri pe Astrosens, să te abonezi la canal, care acum încolo să fii sigur că ești notificat de fiecare dată când sunt emisiuni, un like la pagina de Facebook Astrosens și, bineînțeles, un follow, voiam să zic love, că de fapt e cu inimioare acolo, dar de fapt un follow la contul de Instagram, ca pe urmă să ne dai de multe ori inimioară. Bun, și acum să trecem la această zi minunată. Nu este foarte minunată pentru că astăzi Mercur își începe retrogradarea. Există o emisiune specială despre acest aspect, că trebuie să facem emisiuni despre Mercur retrograd. Da, este subiectul preferat al celor care se uită la emisiuni de astrologie sau citesc articole și, bineînțeles, este și subiectul de glumă al multor persoane, că sunt mulți care chipurile nu sunt pasionați de astrologie, dar când au de Mercur retrograd râd. Oarecum și pentru că noi astrologii am deformat așa puțin imaginea, să știți că Mercur retrograd nu este atât de grav de nasol pe cât pare, ci întotdeauna vrea să ne ajute să ne mai corectăm din greșeli. Un coleg de-al meu mi-a zis recent, chiar un coleg de la partea tehnică, că când vorbim de Mercur, vorbim de tehnic foarte mult și de zona aceasta de comunicare. Când am lansat Astrosens, a fost foarte haios și a zis ceva de genul, trecutul nu se actualizează. Ba da, pe Mercur retrograd asta se întâmplă, trecutul revine și se actualizează. Și aveți grijă că Mercur retrogradează în semnul balanței. Ce înseamnă asta? Trecutul relațional se actualizează. Asta unul la mână, s-ar putea să vă revedeți cu parteneri, să vă auziți cu ei la telefon, prin mesaje, îi vedeți pe Facebook dintr-o dată, pe Instagram, pe unde nu i-ați mai văzut. Bine, e partea amoroasă implicată, ce-i drept? Soți, foști soți, deci toată zona aceasta. Dar vorbim puțin și de zona de parteneriate, de poate, nu știu, la un dat v-ați dori să încheiați un contract. Balanța ține și de partea asta oficială de contract. V-ați dori să încheiați un contract cu o instituție, nu știu, cu cineva care are anumite servicii. Și a trecut mult timp și nu s-a întâmplat. E, acum cu Mercur retrograd în balanță se reiau discuțiile, reapar oamenii și o să zic că mai țin minte că am discutat acum câteva luni despre asta, hai să încercăm să facem acum. Sau unul la mână, doi la mână. Vreau să le recomand doamnelor și domnișoarelor mare grijă când vă faceți programările la saloane. Bine, nu doar doamnelor și domnișoarele, dar să vorbim și de domn, că și ei se programează. De ce să fiu atât de răutăcioasă? Bine, toată lumea, că știți că eu sunt destul de deschisă la toată lumea și acceptăm pe toți aici. Balanța ține foarte mult de partea de beauty, de partea de fashion, de partea de estetică. Și când Mercur retrogradează aici, să avem grijă. Cum ne călcăm o rochiță, la ce programare ne face la unghii, să reconfirmăm programarea respectivă la coafor, la tuns, să avem grijă cum suntem vopsite, ce le explicăm oamenilor. Să nu vă bazați, să le spuneți că vreți nu știu ce la păr și nu știu ce la machiaj și de cam dat după ce vă termină machiajul să ziceți, da, unde este nu știu, tușul, da, unde este blașul, da, unde este nu știu ce chestie pentru buze, să ne imaginăm. Și Mercur în balanță, mai ales retrograd, astea sunt zonele cele mai principale pe care le va reactiva. Și cu Mercur în balanță, retrograd, dreptatea, din astea, din acestea, ca să fiu mai
mai pe placul lui Mercur în balanță. Bineînțeles, Mercur în balanță, retrogradarea lui, să știți că se va întâmpla până pe 18 octombrie, îi va afecta mai mult pe cei cu marcaj cardinal. Ce înseamnă asta? Înseamnă berbec, înseamnă rac, înseamnă capricorn și înseamnă balanță. Normal că primii afectați sunt balanțele. Bun, hai să trecem la fiecare dintre noi să vedem cum ne influențează acest tranzit. Te invită și la zodie și la ascendent să faci un mixaj între cele două, să mapezi de fiecare dată pe ceea ce se întâmplă în viața ta. Nu ghicim, nu vrăjitorim, nu spunem lucrurile exact, insist să spun acest lucru pentru oamenii care îmi lasă comentarii și așteaptă la mine ca să le spun ceea ce se întâmplă exact în viața lor, ca să le ghicesc, ca să le... Nu există așa ceva. Astrologul doar face recomandări. Dacă voi veniți aici să căutați, sigur ghicește Daniela ce se întâmplă în viața mea, nu are cum. Pentru că sunt miliarde de oameni pe această planetă, nu e nimeni buric cu pământul. Sunt simple recomandări, bineînțeles, nu facem etalări. Restul le știți ce am zis, că nu mai împlinesc, lumea cred că împlinesc. Bun, să trecem acum, te uiți la zodie și la ascendent și le amesteci. Începem, bineînțeles, cu berbecul sau cei cu ascendentul în berbec. Dar fiind faptul că avem deja în casa 7, să ne aducem aminte, îl avem pe Marte, avem și Soarele și Mercur, începe retrogradarea acolo, zona relațională dinamitată, foarte activă, reapar oameni, te discuți cu ei, nu o să ai momente de liniște, nu o să ai momente în care poți să te retragi, tot timpul trebuie să interacționezi cu colegi cu care altădată nu interacționai atât de mult, dar nu știu, se întâmplă ceva, Mercur retrograd, știi cum e, strică lucrurile, face greutăți în comunicare, întârzie, amână, facem, nu facem, știam ceva, nu mai știm și va trebui să vorbești cu colegii, cu prietenii, cu partenerii, cu foștii parteneri, cu oamenii din familie. Ești într-un ping-pong din acesta permanent. Deci la Taur sau cei cu ascendentul în Taur. Vreau să le atrag atenția, să vă atrag atenția puțin în zona profesională. Ce vorbiți cu colegii? Ce le spuneți colegilor? Și ba mai mult, cum vă ocupați de sarcinile voastre profesionale? Ce v-aș recomanda este să nu lăsați niciodată pe mâine ce puteți face astăzi. Pentru că dacă lăsați pe mâine, acest Mercur retrograd mâine, nu că doar vă va aduce ce n-ați făcut astăzi, dar o să vă aducă și ce n-ați făcut acum câtva timp, deși voi considerați că ați încheiat socotelile din anumite puncte de vedere. Și vă va aglomera și nu o să mai știți cum să prioritizați. Și pentru că este și Marte acolo în casa 6, o să vă supere și o să vă frustreze și o să vă enerveze. Trecem la gemeni sau cei cu ascendentul în gemeni. Mercur e guvernatorul vostru, vă dați seama că vă influențează în mare parte pe voi. Ce se întâmplă? Mercur retrogradează în casa 5. În primul rând, grija cea mare trebuie avută în tot ceea ce înseamnă relația cu copiii. Fie că-s mai mici, fie că-s mai mari, fie că au probleme, fie că n-au probleme, fie că, nu știu, trebuie să-i duceți la doctor, nu trebuie să-i duceți la doctor. Chestii de discutat cu educatoarea, cu învățătoarea, cu profesorii, pentru examene, pentru uniformă. Sunt multe discuții, dar trebuie discuțiile să fie și cu copii. Nu doar despre copii cu alte persoane, cu alte autorități, de exemplu. Copiii s-ar putea să nu vă spună exact ce trebuie, ce vreți voi. Trebuie tot timpul să întrebați, să fiți curioși și ba mai mult, cu Mercur retrograd, încercați să vedeți ce din comportamentul lor, s-a întâmplat acum ceva luni, n-a reacționat atunci și dintr-o dată vă spune că nu-i convine ceva, ce s-a întâmplat acum mult timp, să ne înțelegem. Pentru aceia care nu au copii, Mercur în casa 5-a, mai ales retrograd, să știți că activează foarte mult banii pe care îi aveți de la familie, adică ce primiți, bunuri, bani, resurse, în același timp și partea amoroasă. S-ar putea ca ceea ce le spuneți partenerilor să nu se înțeleagă exact așa cum vă doriți. Puțină grijă acolo. Deci în la rați sau cei cu ascendentul în rac, Mercur își începe retrogradarea în casa a patra. Acum, sfatul meu este să vă gândiți în ultima lună, cel puțin în ultima lună, cam ce s-a discutat în familie, cam ce nu s-a rezolvat. Mercur retrograd are un dar, acela de a rezolva în sfârșit, de a vă împinge pe voi sau pe ceilalți sau de a vă aduce anumite evenimente să vă strângă la oaltă și să vă înțepe să hai să discutăm, hai să analizăm, hai să punem la punct, hai să vedem unde e adevărul, unde nu e adevărul. Profitați de venirea lui Mercur retrograd aici.
Trecem la leu sau cei cu ascendentul în leu. O perioadă minunată până pe 18 octombrie pentru a învăța, pentru a comunica, pentru a vorbi, pentru networking, pentru acumulare de noi cunoștințe, să ne înțelegem mai mult. Poate că acum ceva timp v-ați dorit să vă înscrieți la un curs, v-ați dorit să mergeți la o piesă de teatru, v-ați dorit chestiuțe din acestea care aparent sunt nesemnificative, însă nu v-ați ocupat de ele. E, cu Mercur retrograd acum în casa a treia, zice, hai măi, du-te, pentru că vă pune și pe drumuri mult. Cei care vor avea de rezolvat chestiuni birocratice, administrative, o să înceapă o perioadă care o să vă, cum să vă spun, vă testeze serios răbdarea. Pregătiți-vă! Trecem la Fecioară sau cei cu ascendentul în Fecioară. Vorbim despre bani. Mercurie și guvernatorul vostru, bineînțeles, retrogradează în casa a doua. Acum, avem deja Soarele și avem deja Marte. Niște bani se tot duc. Mai se întoarce și Mercur retrograd și vă aduce aminte că, domnule, ați uitat să faceți o cheltuială sau ați amânat o cheltuială sau ați vrut să anulați, să întârziați și nu scăpați. Deși o să discutați, că Mercur asta face, discută, încearcă să negocieze. Perioada bună de negocia, dar nu vă iese chiar 100%. Important e să negociați. Chiar și așa, rugămintea astrelor, nu rugămintea mea, este să găsiți întotdeauna cea mai bună ofertă calitate-preț. Dacă altă dată n-ați fi cerut mai multe oferte pentru un produs, cum să vă spun, și o sticlă de suc, de acum încolo, recomandarea asta este să vă duceți la magazinul ăsta, la magazinul ăsta, intrați pe site-ul ăsta, pe celălalt. Și unde o găsiți, la calitate, raportul calitate-preț, acolo o cumpărați. Nu vă aruncați imediat. Trecem la balanță sau cei cu ascendentul în balanță. Nici voi nu mai știți ce vreți. Mercur, retrograd în semnul vostru, vă face și mai nehotărâți. Și în loc să rezolvați ce se întâmplă acum, vă aduceți aminte de tot felul de lucruri din trecut, mai rezolvate sau nu mai, sau mai puțin rezolvate. Cert este că vă țineți pe loc. O să aveți tendința de a le spune celor din jur că ei sunt de vină, că ei vă țin pe loc, dar nu, de fapt, voi vă țineți pe loc, voi insistați foarte mult, voi sunteți foarte încăpățânați cu acest Mercur retrograd. Și va fi și mai greu să luați o decizie, de aceea lăsați pe ceilalți, dacă au de luat decizii, să le ia, chiar dacă vă implică, nu trageți de ei să le mai amâne. Deciziile pe care trebuie să le luați voi o să mai dureze. Trecem la Scorpion sau cei cu ascendentul în Scorpion. Nu vă bazați pe intuiție de acum încolo. Nu. Deși sunteți maestri la acest lucru, Mercur retrogradează în casa 12, unde avem Soarele, unde avem Marte și știți ce o să facă Mercur retrograd pentru voi? O să vă crească, amplifice scenarita. Și în loc să, nu știu, să acționați, vă vedeți de viață, voi o să începeți să țeseți, dacă sunteți scriitori, dacă sunteți regizori, dacă sunteți scenariști, perfect. Dar altfel în ziua de zi cu zi, mă rog, în zilele noastre, day by day, nu este bun. Ce se întâmplă cu acest Mercur retrograd? O să vă readucă în viață anumite persoane pe care nu le-ați mai văzut de mult timp. Ori le contactați voi, ori vă vor contacta ele. Trecem la Săgetător sau cei cu ascendentul în Săgetător. Acum, Mercur retrograd readuce în viața voastră anumiți prieteni, anumite cunoștințe, anumiți apropiați. E mult timp. Nu trebuie să aveți ceva de rezolvat cu fiecare dintre aceștia. Trebuie doar să vă dați seama că na, viața este destul de imprevizibil. Un singur lucru trebuie avut grijă până pe 18 octombrie, să nu vă bazați pe promisiunile lor și să nu le acordați încredere 100%. Nu știu dacă încredere, cât gândiți-vă că în viața prietenilor voștri vor apărea evenimente multe neprevăzute. Și dacă vouă v-au spus că sâmbătă la 9 vor fi acolo, nu vor mai fi sâmbătă la ora 9 acolo. Că poate, nu știu, li s-a întâmplat ceva și vor fi la 9 jumate, la 10 sau nu mai vin. Trebuie să învățați să aveți un backup și să verificați de câte ori se poate, mai ne vedem, vi sigur, și cu jumătate de oră înainte și cu o oră înainte. Știu că viața e imprevizibilă și e nasol să nu te poți baza pe nimic, dar asta face Mercur retrograd, arată că poți trăi și așa. Gera Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn. Vorbim în primul rând de faptul că Mercur retrogradează în casa a 10. Acum, dintr-o dată, poate la un moment dat, persoanele cu autoritate din viața voastră v-au făcut niște promisiuni, v-au declarat anumite chestii. Iar acum, voi aștepta să se întâmple. Nu se vor întâmpla. Cel puțin până pe 18 octombrie, nu. Și rugămintea astrelor este să nu aveți mari așteptări. Dacă vi se spune, o să facem proiectul ăsta, o să te pun să faci asta, nu se va întâmpla chestia asta și nu vă mai uitați la oamenii cu autoritate ca la niște zei. Da, domnule,
tu mă plătești să lucrez aici, dar nu te pun pe un piedestal. Ești și tu un om ca mine, pur și simplu. Asta trebuie să învățați cu Mercur retrograd în casa 10. Deci în la vărsător sau cei cu ascendentul în vărsător. Atenție la chestiunile juridice, la semnarea de acte. Atenție dacă veți călători, pe unde veți călători, ce faceți. Atenție dacă vă înscrieți la un curs, dacă mergeți la un eveniment, să nu aruncați totuși mai mulți bani decât este cazul, să ne înțelegem. Dar în același timp, cu Mercur retrograd în casa noua, să știți că e o perioadă minunată pentru a vă explora mintea, pentru a vă expanda mintea, pentru, cum să vă spun, o cunoaștere mult mai profundă a lumii. Iar dacă Mercur e în balanță, în semn de aer și pe aici intră, pe acolo iese, s-ar putea să vă intre unele lucruri și să iasă unele vechi de care nu mai aveți treabă, nu mai aveți nevoie la o, adică să vină cunoștințele noi în viața voastră. Trecem la pești sau cei cu ascendentul în pești. Mercur retrogradează în casa a 8-a. În primul și în primul rând vă atrag atenția că s-ar putea să fie discuții cu partenerul legate de problemele voastre din intimitate. Pe urmă vor fi discuții cu persoana iubită despre ceea ce despre efortul pe care îl depune fiecare în cadrul relației. Tu ești prezent, eu nu sunt prezent, sau tu nu ești prezent, sau ce am putea face să fim mult mai lipiți. Bineînțeles, vor apărea discuții legate și de bani. Vreți, nu vreți, totul pleacă de la energia depusă, de la resursele implicate, iar resurse înseamnă, pe lângă timp și ce mai aveți voi pe acolo, bani. Și grijă la cheltuielile pe care le faceți, bazându-vă și pe ceilalți, să ne înțelegem. Vă doresc ca acest Mercur retrograd în balanță să vă aducă și lucruri bune, nu doar zăpăceală, haos, confuzie și amânări. Și de ce nu să vă aducă și multe revelații legate de relațiile în care vă aflați sau de relațiile pe care le-ați avut.